Vreau să Mă vă bucur că contrazic, sunteți cu scuze, noi. mulțumesc. Vreau să vă contrazic, domnule Păpușar, că tot ați s-a pomenit de culise și așa mai departe. Meritul nu este al nostru neapărat, ci a celor care ne-au atras la Sola Scriptura. Nu pot să fac abstracție de meritul, jovialitatea și ospitalitatea doamnei Lidia, întrucât la nivelul spiritual la care mă găsesc, modest, nu pot să-l calific eu, 90% cel puțin, dar vă rog să nu luați ca un compliment, mai dânse, atâta răbdare a avut cu un ortodox și cu un căpos de ortodox și cu un, cum să vă spun, în etaloanele și în barierele și în, cum să vă spun, toate perdelele care pot fi puse de-a lungul secolelor din cauza tradiției. Da, nu la Biblie. Da. Ne spuneți care a fost prima interacțiune a dumneavoastră cu aceste cursuri prin corespondență, implicit cu Sola Scriptura. Da. Deci, eu sunt din, locuiesc în Ostrovul Corbului. Acolo am avut o prietenă foarte bună din frecventa creștin după Evanghelie, biserica. Și ducându-mă pe la ea, am găsit cărticica aceea care aveți dumneavoastră, Vine indubitabil. Așa. Gândul de dimineață. Vă spun că așa de mult mi-a plăcut. Pentru că obișnuiam, eu sunt m-am botezat în cultul baptist din 1999. Mă rog, eu mulțumesc totuși, domnului, că a găsit o posibilitate să-mi deschidă ochii prin lucrătorii care au fost. Și citind acolo, obișnuiam, îmi plăcea ceva și mă duceam în adunare și citeam acel lucru. Cu subtilități. Adică să nu jignești direct, să nu, să-l faci să înțeleagă în mod indirect ce vrei să-i spui. Dacă îl duce mintea. Dacă nu îl duce, acum să, mai, să mai pună mâna pe altul. Acum cât timp v-ați înscris la acest curs? Păi nu știu, sunt câțiva ani. Da. Am făcut nutriție, am făcut parabole, am făcut... Am mai făcut și la Craiova. Și la Craiova, și la București. Și, acum, ca să fac un paralelism sau, cum să zic, o comparație, să știți că și religia este ca și oamenii, ca și prietenii. Spuneți-ne, care a fost prima interacțiune a dumneavoastră cu librăria Sola Scriptura, cu cursurile prin corespondență și ce impresie v-au lăsat, acea primă impresie? Ca să vedem, acum câți ani? Nu știu câți ani. Am fost cumnată dumneavoastră cu vânzarea cărților. Am cumpărat câteva cărți și mi-a spus că este și Sola Scriptura la noi în oraș. Unde era la momentul acela? Lângă piață, nu? Așa. M-am dus și am devenit client fidel. Deci sunt mai puțin de 5 ani? 4 ani? 4 cam ani. Așa, 4 de ani. De cam pe 5. Iată că în 4 ani ați parcurs din 2012. Da? Ați parcurs când toate cursurile. Când s-a deschis librăria chiar pe la început. Ce impresie v-au lăsat cursurile prin corespondență? Care erau de fapt la sediu. Care erau de fapt la sediu. Da. Mi-au plăcut toate. Știu că ați parcurs și cursul de Biblie. Uh-huh. A fost greu să începeți? Nu, e foarte... Cursul ăsta care este, e foarte ușor comparativ cu câte întrebări am eu. Ce anume... prin corespondență în Craiova. În urmă cu mai mulți ani. Și la un moment dat n-ai primit răspuns la scrisori și aș fi dorit să continui, că știam că mai era o parte din cursuri și am rămas așa, fără. Și apoi l-am cunoscut pe domnul Marian. Da. Și m-a anunțat că s-a înființat librărie și aici la noi în oraș. Că s-au mutat cursurile aici. Da, și pot să continui. Asta acum cât timp? 2014? Sau? Nu, în urmă, cu mulți ani. Eram jos la piață în Colința. Da, atunci când a deschis la piață. Și am fost la piață, dar nu am reușit să văd librăria. Și
am găsit-o și mai târziu când s-a mutat aici la bazinul de apă, atunci am dat de ea și atunci am cunoscut-o prima dată pe doamna Lidia, i-am spus ce doresc eu și am reluat cursurile și ne-am făcut pe toate. Toate. Sau da. S-a încheiat și cursul de Biblie. Și dacă și ar mai fi, aș mai face și altele. Face și altele. Da. Am început să citesc Biblia în urmă cu soțul meu în urmă unui vis cu mulți ani în urmă și o citeam împreună seara și trebuie să vă spun că pentru cine o citește prima dată e greoare, e de neînțeles, uneori mai bine cititul și am văzut acolo în Geneză cum Dumnezeu a făcut lumea și toate alea și de atunci mi-am dat seama că am început să citesc și mai bine. Și am rămas așa, credincioasă, vreau să zic. Deci iată că din clasa a doua se poate citi Biblia. După care, un alt contact așa, cred că aveam vreo 16 ani și la un frate de-al meu am găsit Biblia și într-o noapte am tot citit eu acolo, lumea la somnul, și am citit mult. Și de atunci, mereu am rămas așa, am văzut că Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Iar apoi, în viață așa... De ce cursul de Biblie? Ce vă Așa. Deci am trecut într-un necaz și am avut experiențe cu Dumnezeu și am început să caut Biblia și am găsit... Eu aveam și pe Biblia. Și am vrut să vin la Biserica Adventistă. Am venit, mi-a trebuit mult, rezun și m-am botezat. Ei, și acum în sat eu sunt singură, în familie sunt singură și studiez eu la biserică cursul, dar am... Uneori nu am timpul necesar sau mai sar sau... Așa zic, vreau să fac un studiu ca să mă țin. Așa, singură poate... Singură poate nu. Deci factorul motivator a fost dorința de a avea ceva sistematic că să vă țineți de un program. Da, și eu... Spun despre Dumnezeu. Am avut un dar de la Dumnezeu de a scrie. În facultate am absolvit prin scris, memorie vizuală și scris. Bineînțeles că și la aceste cursuri am folosit foarte mult memoria vizuală și scrisul. Mi-a plăcut să dau răspunsuri întotdeauna, mi-a plăcut să fac anumite subiecte, bineînțeles cercetare din scriptură. Deci să înțelege că v-au plăcut testele. Mi-au plăcut foarte mult și de aceea am parcurs pe toate. Am întrebat pe Lidia, mai ai cursuri? Vreți că mai ducem cursuri? Deocamdată zice, nu mai am, dar să vedem pe parcurs ce mai fi. Am avut experiențe cu Dumnezeu care m-au făcut să mă apropii mai mult și să doresc mai mult să vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Ca să poți să vorbești despre Dumnezeu, trebuie să fii pregătit. Chiar dacă am avut cunoștințe de mic copil, am avut o perioadă de pauză, adică puțin mai derăsătoare față de studiu. Și totuși mi-am dat seama că nu fac bine. Vreau să vă spun că de când lucrez la librăria Sola Scriptura, sunt convinsă că am fost schimbată, caracterul meu este transformat, am învățat multe lucruri, ca de exemplu am învățat să fiu mai răbdătoare, cred că ați văzut ce înseamnă să poți avea răbdare, întâlnești mulți oameni vorbăreți, oameni cu care trebuie să ai multă răbdare, am învățat să ascult mai mult, să vorbesc mai puțin decât atunci când este nevoie să intervin. Am învățat să fiu mai iubitoare, să iubesc oamenii așa cum sunt ei și să-i accept, să-i înțeleg mai mult. Și pot să spun că librăria aceasta este un loc în care îmi place să merg la servici mult mai devreme decât încep programul și de multe ori uit să plec acasă. Mi-am pus alarma la telefon să sune ca să știu când trebuie să plec acasă, pentru că întotdeauna... Chiar și atunci când închid ușa, vine cineva și mă roagă să îl servesc cu un produs sau o carte și mi se întâmplă de multe ori să nu mai ajung la timp acasă. Tot al treilea am fost și la cuvânt. Mulțumesc!
din zona aia spre deal. Oricât de mulți ai dori să cunoști, e și semnul ăsta de întrebare așa care apare. Aoleu, dar voi puteți